postul la 7 TV este într-adevăr un post de înaltă clasă, este un post care m-a impresionat foarte plăcut, un post cu oameni prietenoși, cu oameni admirabili și oameni foarte bine pregătiți, mi-am dat seama. Eu am fost în multe emisiuni de televiziune, dar aici am simțit parcă o afecțiune mai deosebită a personalului, care de la intrare până când am terminat această emisiune au fost admirabili din toate punctele de vedere. Așa că vă mulțumesc tuturor. Emisiunea Oameni și Păreri este foarte interesantă, să știți. Eu cred că și în viitor o să mai vin aici alte personalități care, sigur, pot avea unele idei care o să revoluționeze în fond starea comportamentală dintre oameni și nu numai, o să fie și un exemplu pentru elevi, pentru copii, pentru studenți care vor să urmeze nu numai exemplul meu, dar și exemplul celorlalți care vor veni și care vă vor expune experiența lor de o viață. Este foarte interesant, să știți. Totul va rămâne ca o carte ușor de ascultat. Interviul luat de doamna Laura a fost extraordinar, a fost bazat pe niște date foarte concrete, să știți, și s-a dovedit o foarte bună cunoscătoare a activității mele în general. Poate puțin o cunosc, dar eu am expus-o de mai multe ori la diferite emisiuni, dar doamna Laura s-a dovedit o foarte bună cunoscătoare și îi mulțumesc foarte mult pentru acest interviu pe care mi l-a luat. Sper că va fi de folos.